Anul trecut a protestat în fața inspectoratului școlar și al ministerului împreună cu întreaga familie. Acum a început anul școlar tot cu o lecție de protest. Aurel Dascălu spune că se luptă din nou cu sistemul pentru înființarea unei clase cu 6 elevi. Mai exact, acesta nu este de acord cu comasarea clasei a 6-a în care sunt înscriși 6 elevi cu cea de a 5-a. Vestea că cele două clase vor funcționa simultan l-a determinat pe profesorul de matematică să plece la București în fața ministerului educației, în speranța că va obține derogarea direct de la ministru. Una este prioritară, aceea de a solicita ministrului funcționarea unei clase sub efectivul minim de elevi la școala gimnazială Cobor, la școala din Coborul, la una din școlile unde eu predau, și am mai solicitat între altele să ia în discuție să scadă acest număr minim de elevi pe clasă de la 12 la 10, că mai funcționat înainte. Cred că până în 2011 sau aproape a fost cu elevi număr minim pe clasele de 10, după care l-au ridicat. Având experiența anului trecut, de data aceasta, dascălul Oltean nici nu i-a anunțat pe reprezentanții inspectoratului școlar cu privire la nemulțumirile lui. Noi la inspectoratul școlar nu avem nicio solicitare din partea domnului dascălu, niciun fel de memorii, cum eram obișnuiți. Deci, prin urmare, aș putea să vă spun ce solicitare avem din partea unității de învățământ. S-a înaintat o adresă către inspectoratul școlar prin care solicită funcționarea subefectiv la clasa a 6-a, să nu mai fie clasă în regim simultan, numărul de elevi la clasa respectivă fiind de 6 elevi. Conform legii, nu poți să funcționezi de sine stătător la o clasă decât dacă ai un minim de 12 elevi. Prin urmare, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar nu a putut să aprobe o astfel de solicitare pentru că este în afara legii. La astfel de solicitări nu putem răspunde decât prin faptul că nu se poate înființa în afara legii o clasă cu 6 elevi. Am avut cazuri de unități de învățământ cu 11 elevi și nu s-au aprobat. După 3 zile de proteste în fața ministerului, astăzi Olteanul a fost invitat la discuții cu un secretar de stat. A primit promisiunea că se va încerca obținerea unei derogări. Cu toate acestea, profesorul spune că nu va renunța la grevă, deși de 3 zile școala a început, iar elevii sunt la clase. Cât o să pot? Vă dați seama, cum mă pot să întoarce la copiii mei? Mă, tati, ce ai făcut? Păi n-am reușit, mă, tati, este, m-am terminat, nu mai merg. Nu înțeleg acest motiv și sunt chiar mă gândesc, domnul dascălu, dacă și astăzi protestează la Ministerul Învățământului, oare orele de română și de matematică dânsul este totuși cadrul didactic? Cine le face la școală? Școala din Poboru are 164 de elevi, efectivul fiind în scădere de ani de zile. Până în acest an, situația nu a fost la fel de gravă pentru că, anul trecut, aceeași clasă, care acum nu mai poate funcționa de sine stătător, avea 10 elevi, aproape de limita unei clase normale. Doi dintre aceștia s-au transferat însă la o altă școală, iar doi au rămas repetenți. Rata de promovare a elevilor la examenul de evaluare național a fost la Poboru de peste 70%, 17 din cei 20 de absolvenți ai clasei a 8-a, prezentându-se și susținând probele.